Domnul Rafaele, da? Da. Dumneavoastră sunteți programat astăzi pe 1987, în traseul 42, da? Da. Vă rog frumos să-mi aduceți fișele martor să le prindim aici. Da. Le-ați făcut, da? Da. Semnați, vă rog frumos, foaia. Da. Ați verificat autobuzul, da? Da, 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 da. Aici, da. Acesta este Rafaele Barbato, italian din Roma. A ales Iașul pentru a profesa într-un domeniu care, în țara sa natală, nu i-a adus satisfacții de ordin financiar. A fost al doilea motiv care l-a determinat să se îndrepte spre Iași, pentru că primul l-a constituit căsătoria sa cu o femeie din comuna Erbiceni. Sunt căsătorit cu romenca de aici, de la Sprinceana, satul Sprinceana, județul Iași și comuna Erbiceni. M-a cunoscut cu ea în Italia în 2001. După și, na, am stat acolo, m-a făcut casa aici la Sprinceana. Am stat 23 de ani acolo, după și, na, anul ăsta m-a hotărât de veni în România. Na. A sosit la Iași anul trecut și imediat a căutat un loc de muncă. La compania de transport public a fost primit cu brațele deschise. Încercam un pic, mă duc la transport public Iași, că am făcut treaba asta. O firmă acolo particular în timp de pandemie. E merge, să vedem cum e treaba. M-am primit foarte bine, domnul director, toți. Și am fost primit, nu mă așteptau treaba asta, răspund direct, nu mă așteptau treaba asta. E, a început așa, ușor, ușor. Am făcut aspiranția 6 zile cu un șofer de aici, pot spun nume, că nu e problemă, domnul Sorin Saizu, un băiat de nota 20. Din fericire pentru noi a venit și o persoană pentru interviu, o persoană de origine italiană, care am înțeles că este stabilită în România de mai mulți ani și în felul acesta a ajuns să lucreze. L-am selectat, a corespuns din toate punctele de vedere. Din câte am înțeles de la colegii mei, s-a adaptat foarte bine. Asta este și un exemplu și pentru alți cetățeni care au o altă etnie decât română, înseamnă că este un loc în care poți să te realizezi atât personal cât și profesional. Rafaele este o fire jovială, iar din punct de vedere profesional s-a adaptat rapid la condițiile de lucru și la traficul din oraș. Are o singură problemă, cu trecerile de pieton, pentru că în Italia polițiștii nu erau atât de stricți în ceea ce privește acordarea de prioritate pietonilor. Aici e foarte greu, știi, cu trecerea de pieton, că eu prima dată am venit în România, m-a spus, ai grijă la trecerea de pieton, te pene poliția, te rimani fără permis. Și acolo în Italia n-ai nici ceva. Te uit poliția, da, te intenționează, spune, ai grijă că sunt pieton, nu te las, nu. Mulți călători nici nu știu că sunt plimbați de un șofer străin, însă li se pare firesc ca la compania ieșeană să lucreze și angajați din alte țări. Sincer, n-am observat șoferii, conduce foarte bine, atâta timp cât respectă regulile de circulație, e ok. Pentru fiecare există un loc de muncă. Cine vrea să muncească, muncește oriunde. Așa cum românii noștri s-au dus și muncesc în Italia, vin și italienii la noi. Și dacă e competent și este un om de calitate, n-are decât să muncească noi cu brațele deschise, așa cum am primit nepalezi. Povestea lui Rafaele este un exemplu impresionant de curaj, adaptabilitate și perseverență. El consideră acum Iașul ca fiind casa sa și spune că va merge doar în vizită în Italia și numai în vacanțe.